motociclist precaut și disciplinat pe bulevardele capitalei. Student sârguincios al liceului. Posesor a numeroase trofee internaționale. Iată câteva note particulare ale lui Mihai Dănescu, unul din nașii motocrosului din țara noastră. L-am prevăzut duminică în faza a doua a campionatului republican, desfășurată pe traseul Pantelimon. În plină sesiune de examene, Mihai Dănescu a trecut cu succes probele practice ale cursei de 250 de centimetri cubi. Alergând în compania unor adversari redutabili, el și-a adjudecat victoria în ambele manșe ale întrecerii. Îl felicităm și dorim succes și la viitoarele examene interne și internaționale.